Au dezvoltat proiecte pentru copii, persoane cu dizabilități, dar și pentru vârstnici și au fost selectați pentru proiectele lor de succes. Este vorba de 7 ONG-uri din Ungheni, Cahul, Dubăsarii Vechi, Chișinău, dar și Tiraspol. Noi am vizitat până acum 3 proiecte, dar vom continua și săptămâna viitoare să vizităm toate cele 7 proiecte. Ce este important că proiectele nu sunt doar din Chișinău, ci și din alte localități ale Moldovei și din partea stângă a Nistrului. Din câte am văzut, sunt niște proiecte extraordinare și sperăm să avem măcar câteva din ele câștigătoare. Xenia este o tânără slab văzătoare care de câțiva ani implementează un proiect prin care a dat șansa și altor persoane cu deficiențe de vedere să se angajeze în câmpul muncii. Acesta este unul dintre proiectele care râvnesc la premiul IERSTE pentru integrare socială. În durata implementării proiectului s-au angajat circa 17 persoane. Deci este un proces foarte anevoios pentru că sistemul nostru de incluziune încă mai are, nu este atât de perfectă. În anul 2013, la acest premiu aspiră mai multe organizații decât în Slovacia, Serbia sau Cehia. În 2011, 2 ONG-uri din Moldova au câștigat trofeul IERSTE, printre care și Centrul Speranța. Premiul pe care noi l-am obținut de la IERSTE, i-am investit, dacă pot să zic așa, deci am considerat ca contribuție într-un proiect care a fost continuitatea celui de dinainte. Deocamdată lucrăm cu 95 de copii cu dizabilități pe care îi ajutăm să beneficieze de servicii calitative de educație. Cine sunt câștigătorii din Moldova vom afla la gala premiilor ce se va desfășura la Viena în luna iunie curent. În afara premiilor în valoare de 610.000 de euro, câștigătorii vor beneficia și de un suport pentru dezvoltarea competențelor organizaționale. Premiul este acordat odată la 2 ani pentru proiectele de integrare socială din 13 țări europene, cum ar fi România, Cehia, Ungaria, Kosovo și altele.